Ștefan Munteanu pare exemplul tipic de tânăr antreprenor capabil să găsească oportunitățile de câștig în toate elementele, inclusiv în cele negative. Practic, el scoate bani din comunism. Bucureștiul poate fi deopotrivă un blestem sau o binecuvântare. Nu este cel mai frumos oraș din lume, asta e sigur, dar toată lumea este de acord că are farmecul său, își întâmpină Munteanu turiștii pe site-ul firmei. Împreună cu un partener de afaceri, în urmă cu câțiva ani, și-a deschis firma Open Doors Travel și a ajuns deja la încasări de circa 20.000 de euro pe an cu 2 angajați permanenți. Ideea este simplă, conduce turiștii străini prin București pe trasee mai puțin cunoscute. Munteanu oferă 4 tururi de bază, bike tour în care turiștii vizitează orașul pe biciclete, private walking tour în care vizitatorii străini sunt conduși prin cei 500 de ani de istorie ai Bucureștiului, alternative tour în care turiștii au ocazia să vadă grafitiurile din capitală și, în sfârșit, communist tour. Ștefan, spune, cum ți-a venit ideea să deschizi această firmă de turism și să ai acest serviciu de turism bazat pe comunism? Păi, nouă, de la început ne-a plăcut să călătorim, am mers prin o mulțime de țări și orașe. Când am decis să facem ceva în turism, nu era absolut nimic în București. Veneau foarte puțini turiști și nu puteai să găsești nici măcar o hartă. Și atunci ne-am gândit să facem ceva pentru turiști. Am început cu tururile gratuite. Apoi ne-am dat seama că nu se știa, se știu foarte puține lucruri despre comunism. Foarte multă lume ne-a întrebat și am venit practic în întâmpinarea lor, în întâmpinarea turiștilor. Cum îți găsești turiștii? Vin cel mai mult de pe internet. Avem un site, Open Doors Travel. Suntem foarte bine cotați pe TripAdvisor și alte motoare unde practic turiștii își povestesc experiențele lor și dau ratinguri referitoare la ce fac în orașe. Apoi mai avem colaborări cu hostelurile din București, încet încet și cu hotelurile, dar hostelurile și oamenii tineri au fost mai deschiși pentru acest fel de colaborări. Care crezi că este cea mai bună oportunitate pe care ai exploatat-o prin această afacere? Oportunitatea ar fi că suntem foarte la început în domeniul turismului. E o creștere mare, se simte, dar încă suntem la început și e loc de creștere. Oportunitatea ar fi că nu s-a gândit nimeni, poate, să facă din comunism o atracție. Bine, nici eu nu vreau să spun că e o atracție, doar îi ajut pe oameni să înțeleagă ce a fost aici. Și faptul că suntem încă pe așa, o hartă albă a turismului, adică nimeni nu știe despre România, toată lumea e foarte bine surprinsă, fiindcă nu știu absolut nimic. Dar problema cea mai mare care ar fi în afacerea ta? Sincer, mă lovesc de faptul că se întâmplă uneori ca oamenii să canceleze rezervările și dacă am dat nu luăm niciun depozit și ceva de genul ăsta. Asta ar fi o chestie mai mult tactică, adică se întâmplă să avem rezervări și apoi lumea să nu mai apară. Deci o soluție după tine ar fi să percepi o rezervare, o taxă de rezervare. Exact, sau să fie plătit înainte ca un tur. Noi suntem foarte flexibili și atunci nu avem neapărat nu știm decât de pe zi de pe alta dacă oamenii se hotărăsc. Adică, hai să spun, 50% din ei rezervă înainte să vină în București, dar mulți se decid aici. Află despre asta, le place ideea și atunci ne sună pur și simplu și noi trebuie să fim flexibili. Întrebarea cheie în orice afacere, banii, cum stați cu profiturile, cu banii? Profitul este, pentru că am investit în site și în promovare, dar cel mai mult e timpul nostru ca și eu, managerul agenției, dar și colegii mei, Ghizi. Dar este mic deocamdată, că abia am început anul trecut, dar încet încet crește și e foarte sezonier. Iarna, în ianuarie, februarie, nu prea vezi picior de străin în București, dar de cum începe primăvara e mai bine. În schimbul la 13 euro, turistul străin face o incursiune pe jos în comunismul românesc. Bulevardul Victoria Socialismului, Casa Poporului, bisericile mutate cu totul din calea comunismului și sediul Comitetului Central al PCR, punctul final al regimului comunist din România și al Communist Tour. În rest, explicații documentate, istorie, dar și povești din experiența proprie. Așa își conduce tânărul Munteanu musafirii prin comunismul din România.
Turul nu e foarte bogat în obiective, dar Munteanu compensează cu recuzita. Din când în când mai scoate din rucsac, ba un manual cu celebra poza lui Ceaușescu, ba o cravată roșie de pionier, ba niște fotografii cu șantierele socialiste.